Adi în lumea animalelor. Animale pe cale de dispariție. Ce faci, Wobbs? Citești istoria planetei Pământ? Da, uită-te la barca asta. Un bărbat pe nume Noe a construit-o pentru a salva toate animalele de potop. Da, e o poveste bine cunoscută. Noe a salvat câte o pereche din fiecare specie ca să nu se înnece în potopul care a cuprins lumea întreagă. Le-a salvat de furia apelor. Adi, de ce nu putem face și noi același lucru cu animalele pe cale de dispariție? Le aducem pe nava noastră și le transportăm pe o planetă unde vor fi în siguranță. E o idee bună, dar nu foarte practică. Așadar, nu putem face nimic? Bineînțeles că putem, Wobbs. Există deja multe organizații care ajută animalele pe cale de dispariție. Și ce fac? De exemplu, mută animalele aflate în pericol și le plasează în rezervații. Ce sunt rezervațiile? Un fel de grădini zoologice? Nu chiar. Rezervațiile sunt niște ținuturi enorme în care animalele pot trăi în libertate și în deplină siguranță. Nu sunt în pericol acolo? În principiu, nu. Trăiesc în aceleași condiții ca și în mediul lor natural, dar beneficiază de supraveghere periodică și astfel sunt protejate. De ce trebuie să fie protejate? Braconierii reprezintă cel mai mare pericol. Acești vânători ilegali nu ar ezita să omoare un elefant doar ca să ia colții de fildeș sau un rinocer pentru cornul său. Și cum mută animalele? E o muncă grea. Îngrijitorii trebuie să folosească diferite metode în funcție de specie. Gazela se prinde prin alte metode decât un rinocer. Aha, și cum le prind? Cu un lasou sau cum? Nici vorbă! Animalele mari, precum girafele, rinocerii și elefanții, trebuie sedate înainte de a fi capturate. Să fie sedate? Cum? Folosind un anestezic puternic care se injectează folosind o săgeată. Așadar, girafele, rinocerii și elefanții pot fi salvați. Dar zebrele și gazelele? Se folosește o metodă diferită pentru animalele mai mici, precum zebrele și gazelele. Un elicopter direcționează turmele spre un loc unde sunt urcate în mașini. Ce sistem simplu și eficient! Apoi, animalele sunt atent transportate către noua lor destinație, rezervația. Acolo sunt lăsate libere. Ce minunat! Se bucură să fie eliberate! Da, Wobbs, nimic nu e mai frumos decât un animal în mediul său natural. De aceea trebuie să facem tot ce putem pentru a le permite să trăiască în siguranță deplină în zone protejate. Câte animale sunt pe cale de dispariție? Se estimează că sunt cam 100 de specii de mamifere mari amenințate în lume. Și care sunt în cel mai mare pericol? Printre cele mai vulnerabile se numără zebra, ursul, gorila, rinocerul. Lista e lungă. Adi, voi face o listă cu toate animalele aflate în pericol și o voi trimite tuturor fanilor noștri. Apoi, ei o pot trimite tuturor prietenilor lor pământeni și vor ajuta la protejarea animalelor. Ce idee bună, Wobbs! Pentru că e datoria tuturor să protejeze animalele. Rămâneți cu bine, prieteni pământeni! Adi, câte animale sunt pe cale de dispariție? Se estimează că pe glob ar fi cam 100 de specii de mamifere mari.